Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, ediție specială, ne aflăm în Valea Călugărească, alături de doamna primar Ioana Neagu. Sărut mâna, vă mulțumim, doamna primar, iată ne revedem după lecția de apă, am ajuns la lecția de la școală, ne aflăm la școala generală Rachiera, am văzut câteva poze cum arăta înainte această școală, felicitări, astăzi a fost inaugurarea. Spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte, în primul rând, despre sistemul școlar din Valea Călugărească, cum îl apreciați, a rezolvat, toată lumea spune, problema cu apa. Sistemul școlar vă dă bătăi de cap, cum îl evaluați la ora actuală? Sunt 4 școli din ce știu, 7 grădinițe, 7, un liceu, da. Aveți destule unități. Avem, da, și noi avem o viziune, deci să intervenim la toate unitățile de învățământ. Da. La acest moment am finalizat școala Rachier pe fonduri AFM. AFM, adică fonduri externe de primăriei, mediu, da? Da, guvernamentale, da. Externe primăriei. Primăria nu are decât o contribuție de 13.200 da, de lei. Așa de o contribuție lei, minoră. Minoră, da, iar restul fonduri guvernamentale și cofinanțare de la Consiliul Județean. Bani mulți, fond, adică investiție majoră. Da, investiție majoră, 2.300.000 de lei de la AFM și 213.000 de lei de la Consiliul Județean. Deci peste 2,5 milioane de lei, da. Bani pe care evident că primăria Valea Călugărească nu i-avea doar pentru, nu putea să-i aloce din bugetul propriu, doar pentru o unitate de învățământ. Nu, nu aveam cum, pentru că noi în primul rând, având atâtea unități de învățământ, cheltuim foarte mulți bani pentru funcționare, cu utilitățile și cu ce mai trebuie de zi cu zi. O investiție nu se poate face atât de repede decât pe fonduri europene, fonduri guvernamentale, parteneriate cu Consiliul Județean. Așadar, continuați acea strategie a dumneavoastră de atragere de fonduri externe, fiindcă primăria Valea Călugărească nu are niciun buget mic, dar are un buget mic raportat la nevoile pe care le are comunitatea. Exact, pentru că noi avem 15 sate, avem multe unități de învățământ, mulți copii și multe necesități. La această școală au rămas decât pereții de cărămidă care au fost și aceia spălați, chituiți, pusă plasă de Buzău, tencuit și după aceea vată de 15 cm. Aoleu, știți tot procesul și la construcții? Da, da, da. Am înțeles. Așadar, vorbim despre, de fapt, despre o modernizare majoră. Total, nu? Da. 99% n-a mai rămas decât pereții. Fundația a fost necesară. Deci, pe lângă proiectul inițial, am mai avut o achiziție pentru consolidare. S-a constatat că e nevoie de consolidare și atunci s-au făcut au apărut lucrările. În primul rând, am avut și centura, care am turnat-o și s-a săpat în interior și în exterior 1,80 m pentru fundație. Și s-au turnat betoane și acum avem o școală frumoasă, modernă. Peste 180 de copii, dacă da, mă amintesc, învață în această școală. Care este starea sistemului de învățământ? Cu siguranță oamenii se întreabă. Din punctul meu de vedere, cred că și al dumneavoastră, calitatea vieții într-o comunitate este dată de serviciile publice, vorbim apă, gaze, canalizare, salubritate, de sistemul educațional și de sistemul de sănătate. Acum ne aflăm la Valea Călugărească, vorbim despre sistemul de învățământ. Care sunt proiectele dumneavoastră apropo de celelalte unități de învățământ sau poate noi unități școlare și nu numai școlare, și grădiniță și... Da, ajunse la maturitate și decât să le semnăm, avem școala de la Dârvari, școala generală de la Dârvari și grădinița de la Coslegi. Vorbim despre lucrări de modernizare? La fel ca aceasta, reabilitare și modernizare. La toate unitățile de învățământ, prin parteneria cu Consiliul Județean, s-a luat toată partea de digitalizare. Fiecare unitate are cabinet informatic dotat, iar acum cu table inteligente, calculatoare, laptopuri, imprimante 3D, tot necesarul pentru sistemul de învățământ modern. Deci, din punct de vedere al infrastructurii școlare, nu prea există nicio diferență între o școală din Valea Călugărească și o școală din București, sectorul 1, ca să Ploiești. Nu, toate sunt dotate, dacă le-au dotat și ei, da, prin acest proiect, da. Deci problema poate fi la ei, nu la noi. La noi sunt dotate absolut toate, și școlile și grădinițele. Urmează acum, s-a încheiat licitația pentru mobilier, tot în parteneria cu Consiliul Județean.
și dacă nu sunt contestații, urmează să primim mobilier nou la toate unitățile de învățământ. Vorbiți a treia sau a patru ori când menționați Consiliul Județean. A fost sau este un parteneriat, văd, destul de important. Un partener foarte, da, foarte bun și care ne-a susținut în toate parteneriatele și proiectele și necesitățile noastre de pe raza comunei. Chiar acum începem aici la Rachieri puntea, exact cum am făcut-o la Pantazi, peste râul Telajan, tot cu bani de la Consiliul Județean. Și astăzi începem dispensarul de la Dărvari în parteneria cu Consiliul Județean. Apropo de sistemul de sănătate. Apropo, da, de sistemul de sănătate și de parteneriate în toate domeniile. A fost susținut și ajutat pe cale pe care mulțumim foarte mult. Ați vorbit că sunteți, spuneați cu deschidere că sunteți, știți că sunteți stresantă, știți că sunteți insistentă. Nu scapă de mine, da, nu, și dacă nu se poate, trebuie să se poată, nu știu cum, dar în final reușim. Nu e simplu, dar unele proiecte ne ies repede, altele ne chinuim. Dar cu siguranță le ducem la bun sfârșit. Aș mai avea două subiecte apropo de copii, și anume locurile de joacă, dacă a reprezentat o preocupare, da, și pentru locuitori, să uită foarte mulți din Valea Călugărească și nu numai, și pe de altă parte, dacă din punctul nostru de vedere o creșă ar fi o idee bună și dacă luați cap un proiect pe care, dacă vi-l asumați de fapt cap un proiect. Da, da, da. Deci locuri de joacă, până acum am făcut 6 parcuri moderne, avizate tot, deci suntem cu proiect, cu tot ce trebuie. Suntem în lucru, în cel mai scurt timp mai începem un parculeț în alt sat. Noi având 15 sate, avem nevoie de 15 parculețe. Iar acum cel pe care o să-l executăm va fi al 7-lea parculeț pe care le-am executat pentru copii. Se finalizează anul acesta? Încercăm anul acesta, dar da, dacă e timpul bun, cu siguranță anul acesta va fi terminat. Urmează și aici la Rachier să construim un parc mai mare, că aici avem copii foarte mulți. Am făcut deja un teren de fotbal cu nocturnă și avem o zonă, am făcut un puz și în zona aia urmează să construim și un parculeț pentru copii. Și nu numai, mai avem multe alte zone unde avem nevoie de parculețe. Știu că e un subiect, de fonduri, da. Știu că e un subiect sensibil asta cu creșele. Eu o pun pe agenda administrației locale când mă întâlnesc cu un primar. Costă mult. Da. Pe de altă parte, doamna primar, reprezintă o oportunitate, un plus pentru părinții care sunt obligați, care nu au bunici, nu au părinții acasă, nu au bunici acasă și nu au cu cine să stea copilul. Poate Valea Călugărească să, din acest punct de vedere. Da, noi avem, am atacat și acest punct. Avem contract pentru creșă mare de 110 locuri prin CNI. Da. A fost ținută licitația pentru creșă, licitația pentru diriginte de șantier, urmând să semnăm contractul. În valoare s-au făcut pași de la ultima noastră întâlnire. Da, pașii s-au făcut, licitația, iar acum urmează să semnăm contractul în valoare de 22.343.000 de lei. Mai urma să-mi spuneți 0,5. Deci știți sumele, da. Știți sumele, păi la... nu, le urmăresc tot timpul și le avem în agendă, da. Așadar, e o veste bună. Și le bun. Discutăm. Asta e vestea bună. Și mai bună e în momentul când am semnat contractul de execuție și au venit oamenii în... constructori în teren, atunci e bucuria cea mai mare, pentru că până atunci sunt timp și... Sunt pașii ăștia birocratici foarte... pe care oamenii, nu că nu îi înțeleg, dar nu îi interesează. Dom'le, lasă-mă, când va fi creșa? Da, nu, e greu să înțeleagă oamenii că pleci cu un proiect acum 2-3 ani și abia acum ajunge la maturitate. Deci astea sunt procedurile, le urmăm. Mai ales pe fonduri care nu vin din bugetul Comunei Valea Călugărească. Pași care trebuie făcuți așa cum scrie la lege și urmăm ca să iasă treaba bine și într-un final executăm și lucrările. În execuție durează mult mai 4 puțin. Ani, estimați? 3 ani? Eu acum încerc să smulg un răspuns la noastră, chit că nu, nu vă aparține 100%, da. N-aveți putere de decizie 100% pe acest proiect. Contractul va fi pe 3 ani,
dar urmează să vedem în momentul în care începem. Și noastră veți fi acolo pe ei, presându-i da, ca de obicei. Da, normal, normal. Știți ce m-a impresionat astăzi, dragi prieteni? M-a impresionat la slujba religioasă, de mult l-am mai întâlnit, sute, 100, nu știu, peste 100 de copii, spunând Tatăl nostru împreună cu preotul. A fost un moment... Wow, a fost un moment foarte emoționant. Și ăsta e un semn că, virgulă, credința nu se pierde, se continuă mai ales în mediul rural, dar și în mediul în anumite orașe. Vă spun sincer că a fost momentul care mi-a plăcut cel mai mult. Da, pentru că avem o relație foarte strânsă, primărie, biserică și școli, grădinițe. Avem profesorii, dascălii care se implică și participă și la evenimentele ortodoxe, ori de câte ori este cazul, sau când depunem coroane, de exemplu la 1 decembrie, în toate satele avem copii, da, deci cântă, e, da, implicare. De Crăciun, de Moș Nicolae, când facem în Părculeț ziua copilului, în primul rând, toate evenimentele noastre încep cu binecuvântarea preoților și după aceea dăm drumul la evenimentul. E momentul la care țineți dumneavoastră în mod deosebit? Așa trebuie. Eu așa știu că nimic fără Dumnezeu și atunci ca să poți să gândești ce trebuie să faci, ce trebuie să ai idei bune și corecte, trebuie să fii într-o relație strânsă cu Dumnezeu, că altfel nu se poate. Vă mulțumesc foarte mult, doamna primar. O plăcere ca de obicei. Ne reîntâlnim cu siguranță în viitorul apropiat, poate și pe alte domenii unde, iată, administrația Vale Călugărească încearcă să eu tot timpul și nu ezit să promovez când se întâmplă lucruri. Adică de promisiuni toți suntem sătui. Toți românii așteptăm fapte. Că am auzit cu vom, 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 vom. Și am rămas la stadiul de vom. De vom face, vom drege. În momentul în care se și întâmplă, atunci este cazul să scoatem pădurea, să spunem ok, așa da. Vă mulțumesc, doamna primar. Expertă văd și puțin și în construcții, pe lângă apă. Vă doresc succes. Aici punem punct acestei ediții a emisiunii Proces Verbal. Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși.